Și la final vreau să vă propun să facem o vizită la adăpostul de câini nou care este în construcție, ca să-l vedeți și dumneavoastră cam în ce etapă este construcția. Până atunci însă temele zilei. Bănuiesc că sunteți toți interesați de ele, m-ați mai sunat unii pe telefon, am zis că e mai bine să facem astăzi conferință de presă. Grădina zoologică. A fost într-adevăr o doamnă, înțeleg că este domiciliată în Craiova, care a depus o sesizare la Comisia Europeană vis-a-vis de faptul că felinele nu au suprafața necesară ca să supraviețuiască în grădina zoologică din Parcul Romanescu. Vreau să vă anunț că tot dosarul depus de Craiova este complet, mai puțin fila de buget care se va aproba joi. Adică a fost un proiect pe fonduri europene, abandonat o perioadă de 3 ani. În această perioadă alte municipalități au absorbit fondurile respective. Când am devenit primar, am întrebat dacă nu există fonduri europene pentru zona de Parc Romanescu. Mă interesa atunci teatrul din Parcul Romanescu și grădina zoo. Am aflat că erau, dar abandonate, le-am dat drumul. În acest moment am și blocat la vremea respectivă, cred că v-am spus, toată finanțarea pentru proiectele altor grădini și parcuri. Toți așteptau ca să poată să depună și Craiova. În cele din urmă am depus acest proiect și acum suntem în faza în care joi, după ce depunem fila de buget ca să arătăm că avem cofinanțarea, imediat va fi dat drumul la proiect și vom lua banii respectivi. Deci anul acesta intră și grădina zoologică și teatrul din Parcul Romanescu în reabilitare, urmând ca de anul următor să intre și restul parcului, partea de infrastructură, locurile de joacă, mă rog, toate lucrurile despre care v-am mai povestit deja. E vorba de proiectul de 21 de milioane de euro. Apoi, anul acesta sunt prevăzuți 350 de miliarde de lei vechi pentru străzi. După cum ați văzut, am început deja să lucrăm în strada Brazda lui Novac. Am făcut și niște giratorii de probă, nu le-a făcut nimeni pe furiș, n-a venit nimeni să fure giratoriile și să le pună în mijlocul străzii sau să le ia de acolo să le ducă acasă. Pur și simplu așa se face, înainte să avizezi un giratoriu, se ține o perioadă de probă, 2-3 ore, ca să vadă dacă fluidizează traficul sau dimpotrivă încurcă, pentru că am avut și surprize. Mă rog, nu eram eu primar, dar mi-au povestit colegii din Comisia de Sistematizare, cei de la poliție, că au încercat să facă un giratoriu într-o intersecție și după 2 ore și-au dat seama că este nenorocire și au trebuit să-l ridice imediat. Deci sunt giratorii care se pun de probă ca să vedem dacă funcționează sau nu, dacă se pretează sau nu în zona respectivă. Acesta este misterul celor două giratorii care au apărut în strada Brazda lui Novac. Trei, da, și o să apară și al patrulea la Spiru Haret. Vă anunț de acum ca să știți, eu domiciliez în zonă și știu că în perioada când sunt examene este nenorocire, efectiv nu se mai poate circula în intersecția respectivă. Vom avea și acolo un giratoriu de probă. De ce facem aceste lucruri? Pentru că Brazda lui Novac intră în reabilitare, o să vedeți că se va schimba foarte mult, încercăm să o lărgim cât se poate, mutăm deja 2 stâlpi care sunt ai Luxtenului ca să putem să retragem un pic trotuarele din intersecții, astfel încât giratoriile să fie cât mai largi și să se fluidizeze traficul. Taximetriștii vor sta într-o alveolă special creată pentru ei. În fine, ideea este să facem din Brazda lui Novac un bulevard. Vor urma imediat după, peste 2 săptămâni, vedeți că ne împiedică rău de tot vremea, nu ne așteptam să mai ningă așa, dar era prevăzut ca în 2 săptămâni să înceapă străzile Pașcan și Tufănele, care sunt iarăși artere importante.
vom intra cu ele în reabilitare și aici aș vrea să fac un anunț important și vă rog foarte mult să mă ajutați să mediatizăm acest lucru. În această perioadă în care noi anunțăm că intră străzile X, Y, Z în reabilitare, vom elibera autorizații de construcție în regim de urgență. Ce înseamnă asta? Regiile noastre care, eu știu, au utilități acolo, vor să schimbe o conductă, o țeavă, persoane private, agenți economici care vor să se branșeze la utilități, li se aprobă autorizația de construcție în termen de 24 de ore. Am stabilit deja că, indiferent cine, nu sunt eu în primărie, este unul dintre viceprimari oricare, semnează autorizația de construcție. Ideea este ca omul să o ia cât mai repede, să nu apucăm să tragem asfaltul și după să se mai trezească nu știu cine că vrea să se branșeze la vreo conductă sau ceva de genul acesta.